Spitalul Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin dispune de 4 doze de serantiviperin. Iubitorii de drumeții sunt sfătuiți să urmeze câteva reguli simple în cazul producerii unei mușcături de viperă. Viperele sunt veninoase chiar de la naștere, mușcă fulgerător și lasă două plăci punctiforme. Dacă ești mușcat de viperă, trebuie să știi că poți muri în 5 ore prin sufocare, dar decesul în astfel de cazuri survine rar. Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin dispune de 4 doze de ser antiviperin. Niciodată unitatea medicală nu a rămas fără acest ser, care este de importanță vitală. În momentul de față avem 4 doze, deci 4 pacienți, dacă se prezintă, beneficiază de această doză. Așa cum cred că toată lumea știe, recomandarea este la momentul când este mușcat, victima trebuie să se prezinte de urgență la unitatea medicală pentru a beneficia de tratamentul de specialitate. Pasionații de drumeții sunt sfătuiți să urmeze câteva reguli simple în cazul producerii unei mușcături de viperă. Din fericire, până la momentul actual nu au fost înregistrate astfel de incidente. Prima măsură este ca să ne asigurăm că purtăm un echipament corespunzător în acele zone. În al doilea rând, trebuie să se acorde un prim ajutor, adică trebuie să fie niște cunoștințe minime, în sensul că trebuie să se izoleze zona cu ajutorul unui garou pentru a circulația să nu mai fie atât de intensă, pacientul, victima să fie liniștită și să fie transportată de urgență la urgență. Până acum au existat cazuri? Nu, în momentul de față nu am avut. Semnele locale sunt uneori însoțite de semne generale: anxietate, transpirații, grețuri, vărsături, dureri abdominale, hipotensiune, tahicardie, mergând până la convulsii, insuficiență respiratorie acută și stop cardiorespirator când există o reacție anafilactică gravă. Viperele pot fi întâlnite din luna mai și până în septembrie, după care intră în hibernare. Sunt cel mai active în perioada de împerechiere, adică între lunile iunie și august.